Au continuat protestele astăzi la Spitalul Municipal de Urgență din Pașcani. O parte din asistenții medicali și infirmierii au protestat în această dimineață nemulțumiți de decizia managerului privind reducerea plății orelor din weekend, dar și de declarațiile făcute de directorul Costică Pânzaru în cadrul unei conferințe de presă organizată ieri. Noi ne-am prezentat și astăzi pentru a doua zi de protest. Pentru că ieri discuțiile cu domnul manager au decurs cum au decurs, iar în urma declarațiilor pe care dumnealui le-a dat către presă, declarații mincinoase, ne-am simțit chiar lezate de ceea ce a declarat. În cadrul întâlnirii cu reprezentanții mass media, managerul a precizat că în urma unui control ar fi găsit o asistentă dormind într-o tură de noapte, în timp ce un pacient s-ar fi simțit rău. Această situație este negată de liderul de sindicat, Mirela Ungureanu. L-am întrebat pe domnul director dacă în vreunul dintre controlele la care a fost a găsit pe cineva dormind, pentru că dumnealui a declarat că la secția de interne colega mea dormea, iar pacientul se simțea rău și a zis că nu. Deci a recunoscut în fața noastră că nu a găsit pe nimeni dormind. Reproșul nostru de astăzi a fost că vrem să fim respectate pentru meseria pe care o facem. Mi se pare normal să fim respectate și de către dumnealui și de către medici și de către toată lumea. Personalul medical care a început protestele s-a simțit lezat de declarațiile făcute de directorul Pânzaru, iar astăzi i-a cerut demisia. Acesta a luat o foaie de hârtie și a scris câteva cuvinte pe care liderul de sindicat a înregistrat-o la secretariat, iar apoi a trimis-o și la primăria Pașcani. În urma minciunilor pe care le-a declarat ieri, pentru că ieri dumnealui a zis că își dă demisia în secunda asta, am zis că ne simțim noi astăzi, în urma minciunilor pe care le-a spus, obligate să-i cerem demisia. Și asta se cheamă demisie la dumnealui, domnul director, se numește demisie. Nu știu dacă se înțelege că e demisie, dar na, dumnealui așa a zis. El a scris în fața dumneavoastră? Da, el a scris în fața noastră, da. Astăzi chiar a fost o atmosferă urâtă la raportul de gardă. Domnul doctor Ungureanu, foarte recalcitrant, foarte să-mi văd de treaba mea, l-am întrebat și eu în ce calitate vorbește dumnealui. M-a amenințat. Și să găsesc eu alt director, dar nu-i treaba mea să găsesc eu alt director sau nu este, adică asta a fost decizia dumnealui, noi am cerut-o, asta nu însemna, dar chiar l-am întrebat pe domnul director dacă dumnealui consideră că așa se dezamorsează un conflict de muncă, spunând minciuni despre celelalte categorii și asmuțind o parte din salariați împotriva celorlalți. Mai mult, reprezentantul sindicatului îi reproșează managerului că încearcă să stârnească un conflict între doctori și asistenți. I-am reproșat faptul că a declarat cei 61 de doctori, 63 de medici care nici nu se uitau la ele și i-am zis că noi nu suntem în conflict cu medicii și nici cu dumnealui în calitate de medic, noi suntem în conflict cu deciziile pe care le ia în funcția de manager, nici de cum cu medicii, să nu încerce să ne ațăți pe unii împotriva celuilalt, că nu este normal și nu-i firesc. Atâta timp cât fiecare ne facem treaba, nu avem absolut nimic de reproșat și l-am rugat, ținând cont de o altă declarație de a dumnealui, că spitalul, în ciuda amenințărilor, nu știu de ce s-o simți dumnealui amenințat, pentru că noi n-am amenințat pe nimeni, în ciuda amenințărilor o să funcționeze cu cei 60 și ceva de doctori. L-am întrebat și eu, poate următorul proiect de management, care dumnealui susține că o să se înscrie iarăși, o să fie cum o să funcționeze un spital numai cu medici, că nu există. Poate o să aibă un proiect pilot în care un spital o să funcționeze numai cu medici, fără alt personal. Situația tensionată va continua, anunță sindicaliștii, până la găsirea unor soluții. Managerul Costică Pânzaru a refuzat să facă declarații de presă despre situația din această dimineață, dar a recunoscut că a scris o demisie. Polițiștii au realizat un portret robot al suspectului care a produs un accident mortal pe raza comunei Hălăucești pe data de 4 februarie, iar apoi a fugit. Începând de astăzi, oamenii legii solicită sprijinul cetățenilor. Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Iași solicită sprijinul cetățenilor pentru identificarea unei persoane de interes în instrumentarea unui dosar penal.
Bărbatul al cărui poșet robot a fost realizat de polițiști din cadrul Serviciului Criminalistic Iași este o persoană de interes într-un dosar penal înregistrat la nivelul biroului rutier Poliția Municipiului Pașcani, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și părăsirea locului accidentului, fără încuviințarea organelor de poliție. Cei care pot oferi informații care să ajute la soluționarea cauzei sunt rugați să contacteze cea mai apropiată unitate de poliție sau să apeleze numărul unic de urgență 112. Semnalmentele suspectului sunt următoarele: vârsta de aproximativ 33 de ani, înălțime 1,80 m, constituție atletică, ten deschis, față ovală și păr negru pieptănat pe spate. Menționăm că în urma accidentului un bărbat în vârstă de 46 de ani și-a pierdut viața. Apel disperat pe rețelele de socializare. O tânără a anunțat pe Facebook că străbunica ei, în vârstă de 79 de ani din comuna Lespezi, a dispărut de acasă în cursul zilei de luni, 11 februarie, în jurul orei 13. Familia a căutat-o peste tot, dar fără succes, iar câteva ore mai târziu a alertat autoritățile. Polițiștii, dar și jandarmii au început căutările în zonă. La momentul dispariției, bătrâna purta o geacă lungă de culoare gri, ghete și patic înflorat. Cei care au văzut-o pot suna la 112 pentru a anunța autoritățile sau la numărul de telefon al persoanei care a postat anunțul 0754 282 332. Primăria orașului Hârlău a încheiat procedurile de achiziții pentru distribuția de fructe, lapte și cornuri în școli și grădinițe. Zilele trecute a fost semnat și ultimul contract, cel pentru produsele lactate, după reluarea procedurilor de achiziții în urma unor contestații. În momentul de față, elevii primesc 3 zile din săptămână lapte și corn, iar 2 zile măr și biscuiți. Achiziția și distribuția de fructe, respectiv mere, am semnat contractul în luna decembrie cu firma Agropan Intec SRL Iași. Valoarea contractului doar pentru mere este de 38.349 de lei și distribuția au început să fie din luna decembrie. Achiziția și distribuția produselor de panificate, respectiv corn și biscuiți, au fost semnate în luna decembrie, pe data de 13, cu firma SC Veltitar din Iași. Valoarea contractului doar pentru produse de panificație 104.680. Și achiziția și distribuția de lapte oaște, contractul a fost semnat în luna februarie, pe data de 8, cu firma SC Ilvas Vaslui. Valoarea contractului este de 110.622, cu mențiunea că la produse lactate am repetat licitația de 3 ori. Într-un final am reușit și am încheiat contractul cu SC Ilvas. Durata contractului este de anul școlar, respectiv 2018-2019, după care, în anul școlar 2019-2020, vom relua procedura de selecție a ofertelor. Produsele se vor distribui astfel: 3 zile lapte și corn, 2 zile măr și biscuiți. Edilul orașului Radu Curcă a explicat că administrația locală și-a asumat întreaga responsabilitate pentru încheierea contractelor, chiar dacă la nivel național au fost neclarități legislative privind sursa de decontare a banilor. Contractele au fost încheiate până la sfârșitul anului școlar, urmând ca procedurile să fie reluate pentru anul următor. Valoarea contractelor este de 253.651 de lei, iar beneficiari 1.738 de lei. Primăria orașului Hârlău a finalizat procedura de licitație și a încheiat contracte cu 3 firme pentru programul lapte și corn la elevi. Numărul de elevi care beneficiază de lapte, corn și mere este de 1.738 de elevi. Valoarea totală a contractului este de 253.651 de lei. La Pașcani, situația este total diferită. Administrația locală nu a avut curajul să demareze procedurile și a așteptat clarificări. Din acest motiv, elevii din școli și grădinițe nu au primit drepturile cuvenite, adică fructe, lapte și cornuri, de la începutul anului școlar și până acum. Situația s-ar putea prelungi până la sfârșitul anului școlar și abia din toamna acestui an ar urma să intre în normalitate. În momentul de față, guvernul a emis o hotărâre prin care își asumă responsabilitatea
calitatea de contării sumelor cheltuite de autoritățile locale din bugetul statului, nu din fonduri europene, așa cum era precizat până acum. În acest fel au fost eliminate suspiciunile de decontare dintre APIA, Consiliul Județean și autoritățile locale. În zilele următoare vor fi demarate procedurile de achiziție și la Pașcani, însă pentru câțiva ani de zile, susțin reprezentanții primăriei. Menționăm că la Pașcani, circa 3500 de elevi își așteaptă gustările. Primăria din Târgu Frumos construiește 18 case pentru familiile defavorizate. Investiția este în curs de execuție, iar până în prezent s-a amenajat terenul, ce are o suprafață de 2380 de metri pătrați. Locuințele vor fi ridicate pe strada Pieptănari cu bani din bugetul local, în sumă de 550.000 de lei. Construire locuințe în vederea închirierii pentru familiile defavorizate, strada Pieptănari. Valoarea 550.000 în curs de execuție. A început deja acolo? Da. S-a amenajat deja terenul. Asta am convenit datorită faptului că la audiențele care le am la la primăria orașului, sunt foarte multe solicitări de teren, de case sociale, de noi sau materiale. Terenul ăsta de 2380 de metri l-am achiziționat noi din bugetul orașului și am zis că mai degrabă să construim și să ne aparține, să le aceste locuințe, să le dăm cu o chirie. Locuințele vor fi închiriate cu sume modice, iar edilul spune că astfel se vor rezolva aproape toate solicitările de acest gen, în special a persoanelor de etnie romă. O sumă modică. În schimb, le avem, pentru că rezolvăm toate problemele cetățenilor, în special cetățenilor romi, da, la toți din orașul Târgu Frumos. Câte case sau cum sunt construite acolo? Vom construi 18 case. Și banii sunt alocați din bugetul banii local? Banii sunt alocați din bugetul local, da, tot 550.000 de lei. Construirea caselor va începe din primăvară, când vremea va permite, iar termenul de finalizare este de 6 luni. Menționăm că administrația locală mai are 6 locuințe sociale închiriate familiilor cu venituri mici și mulți copii pe strada George Coșbuc. Nemulțumiri la Pașcani în alianța politică aflată la guvernare. Președintele organizației locale ALDE, Neculai Enea, a precizat în cadrul unei emisiuni la BIT TV că alianța cu PSD nu prea funcționează la Pașcani. Fostul viceprimar susține că între reprezentanții celor două organizații nu sunt întâlniri consultative pe proiectele politice sau administrative importante și că membrii ALDE Pașcani nu au fost consultați niciodată de partenerii de alianță din PSD. În această perioadă nu prea suntem băgați în seamă de administrația PSD. Noi doar că avem un sediu, suntem o organizație, dar nu suntem niciodată chemați, niciodată nu ne consultă nimeni. Alianța dumneavoastră nu funcționează la Pașcani nu funcționează. De ce să nu spunem? Pentru că dacă ar funcționa, deci noi nu putem chema, s-ar vedea. Noi, organizația ALDE, având numai un sediu, ce spune? Chemăm primarul, viceprimarul la sediu, ce să facă? Păi da, ei, dacă ne-ar chema la sediu primăriei, să ne întrebe, domnule, cum vedeți următorul proiect? Cum vedeți propunerile pentru bugetul de investiții? Cum vedeți pentru bugetul de asigurări sociale? Cum vedeți școli, grădinițe? Dar nu se întâmplă. Noi ne-am dorit să se întâmple. Adică colegii noștri din ALDE tot așteptăm, zic, poate și noi vom fi băgați în seamă.
La Iași situația este total diferită, spune președintele ALDE Pașcani. Cele două formațiuni politice partenere de guvernare se întâlnesc periodic pentru a discuta mai ales proiectele primăriei și ale Consiliului Județean. De câte ori particip la întâlnirile la biroul județean ALDE, se discută foarte frumos, dar acolo, având și reprezentant vicepreședinte la Consiliul Județean, sunt consilieri în Consiliul Municipal, sunt alte legături. Un subiect care necesită astfel de consultări este proiectul de buget și lista de investiții pentru anul 2019 ale municipiului Pașcani. ALDE Pașcani a depus deja la secretariatul primăriei un punct de vedere cu câteva propuneri de investiții. Este vorba despre asfaltarea străzii Morilor, amenajarea unor parcări pentru mașini pe strada Sportului și pe locația fostului bazin din Parcul Peștișorul și începerea programului de investiții pentru extinderea și reabilitarea rețelelor de apă și canalizare în cartierul Aerodrom și suburbii. Am făcut câteva propuneri care aș începe cu câteva mai importante, exact cum am început de la străzi. Ne-am gândit pe strada Sportului în municipiul Pașcani, după cum știți, cum mergem spre fosta fabrică integrată la intersecție cu strada Grădiniței. Avem în acea zonă grădinița numărul 2 și creșa numărul 1. Am văzut personal împreună cu colegii cum dimineața la prânz și după amiaza în acea zonă se creează ambuteiaje de mașini, existând o parcare în acea zonă. Părinții merg și duc copiii, nepoții la grădiniță sau la creșă. Avem acel spațiu de la lângă Parcul Peștișorul. A fost construit încă înainte de 89 un bazin de înot. Dar nu, a rămas în paragină și de 30 de ani nici noi, în mica perioadă cât am fost în administrație, mai ales eu ca viceprimar, nu am putut în momentul acela să fac, cu toate că ne-am gândit și atunci. Dar tot din lipsa banilor s-au amânat lucrurile, au venit altă administrație, am auzit propuneri în acea perioadă, dar tot nu s-a realizat nimic. Acum bănuiesc că se vrea să construiască un grup sanitar în acea zonă, având discuții cu cei din administrație, și am făcut propunerea ca în acea zonă să construim și o parcare. Niciun membru din conducerea PSD Pașcani nu a dorit să comenteze declarațiile colegilor de alianță. Menționăm că ALDE Pașcani nu are reprezentare în legislativul pășcănean. Conducerea organizației susține că la alegerile locale de anul viitor ar putea obține cel puțin 5 mandate de consilieri locali. Un restaurant din apropierea municipiului Pașcani organizează o petrecere cu o tematică mai puțin întâlnită. Pentru că mai e circa o lună de zile până când începe postul Paștelui, echipa de la Grand Castel, locația din suburbia Blăgești, a început pregătirile pentru petrecerea lăsatului de sec, ce va fi dedicată tradiției de odinioară. Evenimentul va avea loc pe data de 8 martie de la ora 19. Petrecerea va avea loc la restaurant Grand Castel, începând cu orele 19. Petrecerea este dedicată tuturor persoanelor care în curând vor intra în post și vor lăsa cât de cât la o parte petrecerile și chefurile. Vom avea o dublă petrecere, deoarece vom sărbători și 8 martie, ziua femeii, ziua mamei, ziua oricărei domnișoare. Cei care vor să petreacă o ultimă seară de dulce, așa cum e în tradiția populară, o vor face în compania unei formații din Iași, dar și cu bucate alese. Tradiționalele plăcinte, sarmale și carnea macră vor fi îmbinate cu preparate sofisticate, precum friptura de rață cu sos de portocale. Vom avea, să zic, un bufet împrumutat din partea Moldovei, din partea Chișinăului, cu foarte multe specialități, cu foarte multe bunătăți care fac ei acolo. Iar ca și fel principal, ca și starter, vom avea un starter moldovenesc, tradițional, iar ca fel principal vom avea ceva mai sofisticat, o rață cu un sos de portocale și alte multe ingrediente care nu vi le pot spune. Organizatorii invită pe clienți să poarte o ie tradițională sau chiar un costum popular întreg, iar cel mai autentic va fi premiat.
Iar ținem să continuăm cu acea tradiție, ca toți invitații care pot și au de unde să facă rost de o ie sau o bondiță tradițională sau un costum cu totul tradițional, să vină cu ele, iar cel mai frumos costum tradițional purtat de ei va fi premiat. Pentru această petrecere tradițională, fiecare persoană trebuie să plătească 140 de lei, iar cei interesați pot obține mai multe detalii pe pagina de Facebook a restaurantului. Miercuri vremea va continua să se răcească ușor, urmând a se înregistra valori diurne, în general în jurul mediilor climatologice specifice datei și nocturne sub acestea în majoritatea regiunilor. Vor fi înnorări temporare și pe arii restrânse precipitații slabe, predominant ninsori la începutul zilei în sud, iar noaptea mai ales în nord. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între minus 2 și 7 grade, iar cele minime se vor situa în general între minus 13 și minus 3 grade. Miercuri în județul Iași vremea va continua să fie rece, iar valorile în termometre vor varia între minus 2 și 2 grade. Cerul va fi parțial înnorat și sunt șanse slabe de precipitații.